dumneavoastră, Iuliana Tudor. Bună seara! Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Într-o ediție pe care, sincer, nu mi-am dorit-o. Și vă spun de ce. E ultima din acest sezon. Ne vom despărți de dumneavoastră pe parcursul verii pentru a ne reîntâlni la toamnă. Și credeți-ne că toată echipa de la Odată în Viață simte așa regretul că nu o să ne mai întâlnim vineri seara. Așa e, maestre! Bună seara încă o dată, Orchestrei Lăutare din Chișinău și maestrului Nicolae Bodgros! Maestru, e ultima seară, maestru! Nu este niciodată ultima, este o ultimă ediție care cred că o să-i ducem dorul foarte mult, dar este un sezon bun de odihnă și noi, de obicei, când ne odihnim, mai cântăm. Ce o să faceți în vacanță? Nu știu, vă luați liber aceste 3 luni sau porniți la drum? Este imposibil 3 luni să ne odihnim. Cred că din 12 iunie și până în 20, oamenii noștri români de la noi din țară și de aici, care au posibilitatea și voința, vor vedea un spectacol frumos când plecăm într-un turneu în Spania. În Spania, oricum, îi salutăm și noi pe cei care ne urmăresc de dincolo de granițele României. Această emisiune este transmisă și pe TVR Internațional, așa că o să le povestiți despre toate câte s-au întâmplat aici pe parcursul celui de-al doilea sezon. Într-adevăr, am trăit multe emoții aici, în acest platou, studioul 1, Tudor Vornicu al televiziunii române, preț de 2 sezoane ale emisiunii Odată în Viață. Sunt sigură că v-a făcut plăcere și vreau să vă mulțumesc, chiar în deschiderea acestei ultime ediții, pentru faptul că ne-ați fost alături, nu pentru, doar pentru că ne-ați susținut în tot ce facem, ci mai cu seamă pentru că ne-ați ajutat, în primul rând dumneavoastră, ne-ați ajutat să rezolvăm aproape toate poveștile de viață prezentate de invitații noștri. Aceasta este poate cea mai mare mulțumire a echipei Odată în Viață și faptul că în fiecare vineri seară am reușit să vă ținem aproape de micul ecran și să telecomanda să fie uitată într-un colț și să rămâneți pe TVR1, înseamnă că vă place tot ceea ce am făcut aici. Am încercat să respectăm folclorul românesc, ne-am străduit să vă oferim momente speciale, am căutat alături de acești muzicieni să oferim ceea ce se numește rafinament întâlnirii muzicale, cel puțin, și sper din toată inima că am reușit. O demonstrează audiența și faptul că dumneavoastră ne scrieți și ne sprijiniți în continuare. N-am să mai spun multe și acum vă rog să-mi permiteți rând pe rând să-i invit alături de noi. Sunteți pregătiți, da? Așadar, prima invitată s-a născut sub o stea norocoasă într-o zi de septembrie anului 1936 la Brad, județul Hunedoara. Inițial și-a dorit să devină ziaristă, dar pasiunea unchiului ei pentru teatru i-a deschis o nouă lume, o lume pe care o va cuceri încă de la vârsta de 19 ani. A debutat atunci la Teatrul de Stat din Reșița cu rolul Agnes în Școala Femeilor de Molière, juca acolo alături de un tânăr fermecător, actorul Andrei Ionescu, de care s-a îndrăgostit iremediabil. Din clipa aceea au rămas împreună și au parcurs, să spunem frumos, o căsnicie care împlinește 50 de ani, dragi prieteni. Nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă asta. În 1959, actrița se transferă la Teatrul din Piatra Neamț, acolo unde maestrul Radu Beligan o descoperă și o sfătuiește să dea concurs la Teatrul Național din București. Din acest moment, restul devine o frumoasă poveste cu roluri memorabile pe scenă, în televiziune și în zecile de filme pe care cu toții le îndrăgim. Cariera sa de excepție a fost răsplătită cu numeroase distincții, din care amintim Clacheta de Aur pentru merite deosebite în dezvoltarea artei și culturii cinematografice în 2001 sau Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler în anul 2002. Suntem extrem de onorați, spuneam, că se află în această seară alături de noi și va reprezenta Muntenia, pentru că e bucureșteancă de foarte mulți ani. Doamnelor și domnilor, actrița Ileana Stana Ionescu! Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Sper să parcurgem minute agreabile și dumneavoastră să ne dăruiți, ca de fiecare dată, iubirea pe care o așteptăm în fiecare moment al întâlnirilor noastre. Vreau să-i mulțumim împreună, doamna Ileana Stana Ionescu, pentru că a acceptat invitația noastră și să admirăm ce costum minunat poartă, un costum dăruit de Floarea Calotă.
cea pe care o veți întâlni astă seară în cadrul spectacolului. Doamna Ileana, ați mai trăit vreodată experiența asta? Nu. Nu, deci e chiar o dată în viață, îmbrăcată în viață. Așa, cântând folclor și petrecând în felul acesta. Dar îndrăznind să cânt folclor, pentru că eu nu sunt o expertă, dar este foarte frumos ce mi-a propus Iuliana și să încercăm, poate că nu o să vă dezamăgesc. Mergem mai departe. Cel de-al doilea concurent, trebuie să vă spun, s-a născut pe 26 octombrie 1932 în Ghimbav, Brașov. A urmat școala populară de arte și, deși dorea să devină dirijor de muzică simfonică, a ajuns actor. A intrat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică cu 10 și a absolvit tot cu nota 10. Împliniri profesionale sunt foarte, foarte multe, însă aproape de sufletul său, după cum declară chiar domnia sa, e experiența din teatrul de comedie, jucând în piesa Trei Surori, în legia lui Lucian Giurchescu. Artistul nu a renunțat niciodată la prima iubire, muzica. A scos un CD de muzică ușoară, Sunt vagabondul vieții mele, și dorește să înregistreze încă unul. În această seară va fi alături de noi și va reprezenta Oltenia. O să vedeți de ce, doamnelor și domnilor, Dumitru Rucăreanu! Acesta este pupitrul dumneavoastră. Bună seara, bine ați venit alături de noi. Stima. O spun în numele tuturor celor aflați aici. Și spuneți-ne dumneavoastră, de ce Oltenia, deși v-ați născut la Brașov? Până la 18 ani, fiind elev al liceului Șaguna, preocuparea mea de bază era să joc hockey. Așa. Da. Corigent la foarte multe materii. În sfârșit, am trecut și am venit la facultate la București, am dat examen, fac parte din promoția 1956, care a fost denumită promoția de aur, și am fost repartizat la Teatrul Național din Craiova. Am înțeles. Unde a fost debutul meu ca actor și a fost o perioadă superbă, cu jumătate din promoția mea. Și mergând pe turneu în regiunea Olteniei, am descoperit o serie întreagă de mari valori de care m-am atașat. Vă unele... place, înțeleg foarte tare zona aceea cu tot ce are ea. Bine, și îmi place toată România, da. Dar în special Oltenia. Poezie. Spuneți-mi, îndrăznesc acum, pentru că lumea știe, sunteți un fermecător. Oltencele vă plac? Oltencele? Îmi plac româncele. Româncele, da, e elegant și galant, ca de obicei, domnul Rucăreanu. Spuneți-mi, dacă ar fi posibil să o luați de la capăt, ați alege tot actoria sau ați alege altă meserie? Nu. N-ați vrea actoria. Aș încerca să mă pun la punct de data asta, sigur că la vârsta respectivă, să încerc să devin dirijor simfonic. Aha, dirijorul unei orchestre simfonice. O să ne gândim la o experiență de genul ăsta. Cine știe, odată în viață, poate, o să-l vedem pe Dumitru Rucăreanu în această postură. Deocamdată însă, aici, în această seară, îl veți vedea, doamnelor și domnilor, interpretând cântece populare românești, jucând pentru dumneavoastră olteanul Dumitru Rucăreanu. Îi dorim succes împreună! Invitată s-a născut pe 24 octombrie 1933, a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale în 1956, iar în septembrie același an a debutat în piesa Ziariștii de Alexandru Mirodan. Dumnezeu a înzestrat-o cu talent și, așa cum declară, a știut ce să facă cu el. Dacă amintim doar rolurile memorabile din Coana Chirița, Buletin de București, Neamarin Miliardar sau personajele din piesele Mușcata din Fereastră sau Visul unei nopți de vară, putem spune că talentul său continuă să inspire și generațiile de actori de astăzi. Din prea plinul sufletesc, pentru că o cunoașteți, acesta este omul despre care vorbesc, dăruiește astăzi și iubitorilor de teatru din orașul copilăriei sale, Piatra Neamț, acolo unde s-a reîntors și a înființat primul teatru particular pentru amatori din țară. Se numește Teatrul Vostru. În această seară este alături de noi și îmi face de asemenea o deosebită onoare să o invit în scenă, doamnelor și domnilor, pe doamna Draga Olteanu Matei! Călduroasă din partea publicului nostru. Mulțumesc.
Nu știu cum o să vă spun astă seară, doamna Draga, doamna Olteanu, doamna Matei, cum să vă spun? Cel mai mult așa. Îmi place să-mi spuneți doamna Matei. Dar, doamna Matei, dar nu, stai, nu te grăbi, așa, că mai am câteva lucruri de spus. Așa, vă rog. De obicei mi se spune doamna Draga, dar mie îmi place mai mult să mi se spună Draga, direct. E, asta n-am să pot, credeți-mă, și sunteți de acord cu mine că nu putem asta, dar o să vă spun doamna Draga atunci. Trebuie bine? Să facem vreo două rectificări. Vă rog. Eu sunt născută și crescută și din Moș Strămoș, bucureșteancă. Așa. Piatra Neamț este orașul copilăriei soțului meu. Și acolo totuși s-a legat până la urmă, acolo s-a creat atașamentul pentru zona. E sufletul meu și dragostea mea și bucuria mea de a trăi. Și să oferim explicația telespectatorilor de ce poartă Draga Olteanu Matei acest costum ardelenesc. Pentru că bunica dinspre mamă era din comuna Armen de lângă Sibiu. Așadar, legătura cu Sibiul e numai una evidentă. Era. Exact. Astă seară veți asculta cântece din zona Sibiului, un joc. O să vedem, are invitat special și Draga Olteanu Matei. Acum însă, dragi prieteni, vreau să le mulțumesc încă o dată invitaților noștri pentru că sunt alături de noi. Și mai mult decât atât, să vă spun că vă invit să fiți cu ochii pe fiecare dintre domniile lor. Vor parcurge aceleași probe ale concursului cu care v-ați obișnuit aici la odată în viață. Iar la final vom afla, ca de obicei, cine este câștigătorul. Vă întrebați, desigur, cine va juriza această întrecere. Ei bine, pentru că e ultima emisiune odată în viață din acest sezon, echipa odată în viață își rezervă dreptul de a-i juriza pe invitații noștri astă seară. Așadar, începem competiția. Doamnelor, domnule, sunteți pregătiți? Gata? Încercăm. Da, vă place aici la noi că nu știu, n-am apucat așa să vă întreb, pentru că e prima oară când pășiți în platoul ăsta. Da, până da. Acum, vă place cam ce se întâmplă aici? Ne place. Bine da? Că noi orchestra e în regulă, maestrul e... Noi urmărim de multă vreme emisiunea dumneavoastră, care e foarte antrenantă și foarte amuzantă. Deci vă place de noi. Și mărturisesc că am venit cu oarecare emoție, pentru că odată în viață... Da. Odată în viață trebuie mai cu seamă că sunteți obișnuiți cu toții să fie totul de nota 10. Așadar, Ileana Stana Ionescu, așa după cum v-a spus, o să ne cânte astăzi, prima oară, o dată în viață se întâmplă asta, da. Și dorim succes împreună. Ileana Stana Ionescu! Mai vin o seară pe la noi, Ionele dragă. Mai vin o seară pe la noi, Ionele dragă. Poarta e deschisă, lampa e aprinsă, mama s-a culcat, eu te-am așteptat. Poarta e deschisă, lampa e aprinsă, mama s-a culcat, eu te-am așteptat. O seară pe la noi, Ionele dragă. Mai vin o seară pe la noi, Ionele dragă. În pădurea deasă, mândra stă și țeasă, plânge și oftează. Pădurea deasă, mândra stă și țeasă, plânge și oftează, că Ionel o lasă. Absolut sigură că ați predonat și dumneavoastră acasă alături de Ileana Stana Ionescu. Mulțumim frumos, o experiență trăită, iată, o dată în viață. Și cred că nu o vom uita și cred că nici dumneavoastră nu o veți uita. Mergem mai departe, Dumitru Rucăreanu a ales să deschide competiția aici la o dată în viață cu Jocul Popular. În acest sens, doamnelor și domnilor, îi avem alături de noi pe membrii ansamblului Floricică de la Munte, care s-au înființat în 1971 și se pare că au un palmares extrem de valoros. Așadar, în aplauzele dumneavoastră, Dumitru Rucăreanu,
Maestre, vă rog frumos. Da, mulțumesc. Domne, eu înțeleg că aveți emoții, dar pentru jocul ăsta, credeți-ne, au ei mai multe emoții, pentru că sunt alături de dumneavoastră. Ansamblul Floricică de la Munte. Succes! Pentru jocul ăsta n-am dormit o săptămână. Mulțumim mult pentru acest moment, mulțumim coreografei Delia Popovici. Să știți că doamna Ileana Stan Enescu are să vă zică ceva. Da. Îmi pare foarte rău, dar ai fost protejat și nu știu din ce motive, pentru că dansul tău e foarte simplu, ai să vezi ce se întâmplă în continuare și la ce caste sunt supusă eu. Da. Da, ăsta, nu că aveți, aveți microfon. Da, eu am avut o obsesie, eu știu dansul ăla excepțional, bătuta pe loc. Și aici m-au încurcat. Bun, deci nu va ieși de data asta așa cum ați fi dorit, înțeleg. Ba da, ba da, ba da. Ba, a fost în regulă? Întrebăm publicul. Da? Da? Bun. Mergem mai departe și acum am să o invit pe doamna Draga, pe care în clipa următoare cred că o să o parcurg așa câteva emoții speciale, în sensul în care va avea alături un tânăr fișor pentru proba duetului cu vedeta populară. L-am chemat tocmai de la Cluj. O să vă spună mai multe despre el, doamnelor și domnilor, Florin Mariș. Tânărul aici de față, așa după cum v-am spus, este absolvent al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. A ales opera, ce să zic, dar din când în când urcă pe scenă, cântă muzică populară. Astăzi, tinere, dragule Florine, cred că nu o să uiți clipa asta toată viața ta. Da, asta să cânti, să spui că mă exprim alături... mult mai ușor, mult mai ușor cântând. Mă gândesc că da, mă gândesc că da. Auzi, da, uite, hai să facem în felul următor. Un fragment din marea muzică aia pe care o cânti tu, aici, special pentru draga Olteanu Matei. Așa îmbrăcat. Chiar așa îmbrăcat. O bucățică numai. Ceva. Ia, gândește-te. Domnul Rucăreanu, nu plecați, că se pregătește... Toreador în gardă. Iată. Toreador, toreador. Et songez bien, oui, songe en combattant, que nuit noire te regarde et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend.
Mulțumim, mulțumim lui Florin Mariș. Draga Olteanu Matei, un duet cu o vedetă populară, l-au pregătit un cântec foarte, foarte cunoscut. Maria Tenase a fost cea care l-a cântat, iar acum îl veți asculta în interpretarea aceasta în premieră. Dorim succes împreună. Draga Olteanu Matei, Florin Mariș. Crâșmă să bem bere. Băi, eu nu merg, mă, bărbate, că ce-i bătani bate. Și-o râde lumea de noi, cum să bat două nevoi, mă. Hai, ui, 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 mă. Pe tine te cheamă puiu, că tine te strigă iuiu. Acasă, fă plăcinge, și e una suță oară. Și hai da la creșmă iară, și hai da la creșmă iară. La-di-da-di-da-di-da-di-da. Facă socră sa când o tunde pupăza. Mulțumim frumos! Mulțumim, Florin! Doamna dragă, cum v-a fost? Foarte bine! Da? Foarte bine, credeam că nu mă mai țin mădularele, dragă, la vârsta mea e cam greu. Spuneți-mi. Dar băiatul ăsta a cântat așa de frumos și domnul Botgros și zic eu că mai trăiesc un pic. E, un pic mai mult, stați liniștite. Acum vreau să vă întreb dacă ați mai cântat vreodată. Folclor românesc. Muzica niciodată. Populară, nu. Este chiar o dată în viață. V-am spus, fiecare dintre invitații noștri de asta are parte astăzi. Elena Stană Ionescu, dragi prieteni, are o invitată specială, pentru că specială este relația lor. E vorba de nepoata domniei sale, care de foarte multă vreme a ales să cânte folclor. Mai multe însă o să aflăm când o invităm, după ce o invităm în scenă. Doamnelor și domnilor, Miruna Ionescu! Vă spun că eu pe Miruna o știu de foarte multă vreme. De atunci când aveai, nu știu, câte ani aveai? Când ne-am cunoscut noi la școala de artă la Ploiești, la doamna Maria Tănase Marin. 6 ani aveai. 6 ani. 6 ani și ce cântai tu atunci? Că nu mai știu, aveai un cântecel. Sunt o fată frumușică. Sunt o fată frumușică. A rămas o fată frumușică de la 6 ani până acum. Este nepoata Ilenei Stana Ionescu și astăzi mă bucur tare mult că ești aici alături de noi. Mai mult decât atât. Hai, spune-ne tu, ce faci acum? Acum termin facultatea de teatru și artă cinematografică. Se, din familie, na. Așa. Colaborez cu doamna Maria Tănase Marin la emisiunile Dincolo de cântec. Așa, deci ești în televiziunea română. Sunt în televiziunea română și o să cânt pentru
mătușa mea, da, un cântec pe care dânsa iubește foarte mult. Sunt sigură că o să ne placă și nouă. Doamnelor și domnilor, Miruna Ionescu, invitată specială a Ilenei Stana Ionescu. Pentru ea, presupunând că ar fi posibil asta, da, ce ați sfătui o să aleagă? Actorie sau televiziune? Mă întreb pe mine asta? Păi ziceți de asta, actorie, nu? Să nu vină în televiziune. Miruna, ai auzit, nu știu, da? Dacă poate să le facă în paralel, poate să le facă, dar teatrul este o meserie, doamna Iuliana, foarte specială, foarte grea dacă o iei în serios și dacă vrei să o practici așa cum se cuvine, exact, dar îți dă niște bucurii și creează niște relații între tine și publicul care e mulțumit sau, mă rog, te apreciază, foarte greu de descris. Știi? Așa este, într-adevăr, poate nicio altă meserie nu e răsplătită, nu e răsplătită. M-a întrebat la un moment dat un ziarist, dacă vă interesează, o mică întâmplare așa, dacă mi-ar place să trăiesc în altă parte pe pământ. Și eu am declarat sus și tare că nu. Pentru că, de exemplu, când ies din casa mea și mă duc la piață, mă întâlnesc cu cel puțin 3, 4, 5, 10 oameni cu care ne salutăm, ne întrebăm ce gătim, cum mai e viața, ce mai pregătim la teatru și lucrul ăsta lipsește pe alte meridiane. Asta așa este. E o lume specială aici în România, cu bune, cu rele, dar important e că suntem și ne simțim acasă. Așa e, doamna dragă. Da. Indiferent, mai ales că dumneavoastră ați stat în București, v-ați dus acum la Piatra Neamț, ați stat și în Ardeal, poate. Peste tot, cred că v-ați simțit la fel de iubită. E o stare specială asta și vreau să spun chiar, cred că am omis să spunem la început, că Ileana Stana Ionescu și Draga Olteanu Matei sunt membre societare, am zis bine, ale Teatrului Național București. Și
Trebuie să știți că draga Oldeanu Matei are de asemenea ordinul, dar nu știu exact care e titulatura. Steaua României. Steaua României, într-adevăr, iată o deține această distinție oferită de președinția României. Mergem mai departe cu o altă rundă în această seară, dragi prieteni. Va deschide Ileana Stana Ionescu această rundă cu jocul popular. Ia uitați-o ce pregătită e, imediat a și plecat ansamblul Floricică de la Munte. Succes! Popovici. Mulțumim frumos! Hai, pa. Doamna Ileana, ați scăpat și de asta! Vai, nu-mi vine să cred! Este, nu credeți că trăiți experiența serios, asta? Nu-mi vine să cred că am trecut și de asta! Cred că niciodată nu ne-am fi imaginat că acești trei artiști vor intra în această horă și vor accepta provocarea noastră, dar iată că se pare că au tratat-o chiar cu mare, mare seriozitate, așa cum au făcut toată viața. Sunt mari profesioniști și au demonstrat-o încă o dată aici, la o dată în viață. Mulțumesc frumos! Noi mulțumim pentru invitație, Iuliana. Emisiunea dumneavoastră este foarte, foarte apreciată. Și de tineri, și de cei mai de vârsta noastră, încât puteți să fiți încântați că faceți un lucru și frumos, și util, dacă ne gândim la binefacerile pe care le-ați obținut până acum pentru protejații dumneavoastră. Și sper să putem să facem și pe viitor multe lucruri extraordinare. Dumitru Rucăreanu, în duet cu o vedetă populară, o altă premieră astă seară, în ultima ediție a acestui sezon, doamnelor și domnilor, avem bucuria să o avem alături pe cea care vine prima oară în acest studio, în această emisiune, o veche prietenă a emisiunilor de folclor ale televiziunii române, doamnelor și domnilor, Vasilica Dinu! Bună seara, bine ați venit! Seara, domnul Rucăreanu, vă rog să faceți oficiile de gazdă, să spunem așa, să o conduceți pe doamna și să le dorim succes împreună. Mulțumim. Un moment oltenesc adevărat, doamnelor și domnilor, Vasilica Dinu este recunoscută pentru asta.
ori n-au cum la trecăne și mă află toți vecini. Să ne afle câți ori vrea bucle de la poarta ta, să ne afle lumea întreagă, vreau să știu că ești de dragă. Mulțumim frumos, Vasilica Ibinu, pentru prezența în emisiune. Felicitări, domnule Rucăreanu. Dar de ce oftați așa? Atât de greu a fost. Da, eu fără cuvinte, am înțeles. Mergem mai departe atunci. Da, eu am dat altele, de alea cu paharul. Așa e, aici e un pic mai altceva, să zicem, dar v-ați descurcat destul de bine, nu-i așa, publicul? Cât de cât așa. Da? Deci v-am plăcut, ce să zic. Mâine, păi mâine o să auzim că Dumitru Rucăreanu editează un CD cu folclor românesc. Ce, ar fi imposibil? Oh, doamne, nu exclus. Nu exclus. Surprizele pot veni pe viitor, da? Și îl promiteți că îl lansați la noi. Bine? Ok, mergem mai departe. Dragă Olteanu Matei, doamnelor și domnilor, vrea să cânte pentru dumneavoastră astă seară. Îi va interpreta un cântec popular. Ce anume? Păi, ne spuneți? Ba de pălărie nouă. Ba de pălărie nouă. Dar? Pentru că nu mi se potrivesc vorbele. Așa. Pentru că am depășit cam de multișor vârsta, am încercat să-l adaptez la vârsta mea. Să auzim ce a ieșit. Draga Olteanu Matei, ba de pălărie nouă. Felicitările noastre. Mulțumesc. Și ale publicului, da? Mulțumesc! Asta este! Iar acum, dragi prieteni, spectacolul nostru continuă cu o altă rundă. Ileana Stană Ionescu este, așa cum știți foarte bine, foarte aproape de valorile adevărate și tocmai de aceea are o invitată specială. Ne bucură foarte mult să-i spunem încă o dată bun venit la Odată în Viață unui om care promovează la rândul său acest tip de valori.
tradiționale, e drept, dar alăturate tipului de valori pe care, despre care vorbește Ileana Stana Ionescu ca artist. Doamnelor și domnilor, Floarea Calotă! Bine ați venit! Doamna Ileana, am să vă rog frumos să vă apropiați. Un duet cu o vedetă populară, un costum extraordinar pe care l-a oferit cu toată dragostea Irenei Stana Ionescu astăzi și văd că aveți foarte mare emoții, ce să zic. Am. Și eu sunt emoționată, da, pentru că urmează să cânt lângă o mare artistă. Doamne, da, hai să ne tragem. Două mari artiste, maestre, le dorim succes împreună. Ileana Stana Ionescu și Floarea Calotă. Mulțumim! Mulțumim frumos pentru prezența în emisiune și de această dată, doamnei Floarea Calotă. Ileana Stana Ionescu, un cântec foarte cunoscut și foarte plăcut pentru zona Munteniei. Da. Mergem mai departe, Dumitru Rucăreanu a pregătit pentru dumneavoastră la proba intitulată așa, Interpretarea unui cântec popular, O doină a Oltului. Are un text special, domnul Dumitru Rucăreanu a ales-o special pentru noi, pentru dumneavoastră. Și când, de când știți doina asta? De vreo 40 de ani. De vreo 40 de ani. O să auzim cât de bine o să sune astăzi, o dată în viață, interpretată așa, alături de lăutarii și de maestrul Botgros. Succes! Păi bate vânt de răsărit, văd primăvara venind, câte o viore am florind, mă, și zăpada ocheșând, bă, tată, bă. Păi iarna-i grea, muiera-i rea, vacilor n-am ce le da, păi vacilor n-am ce le da, mă, tată, mă. Și mă sui pe pătuiag să dau o poală de fân, aruncai furca în zăpadă, vacile să dau grămadă, iar o vacă mai așa, tot în coarne, să mă ia, mă, tată, mă. Și mă dusei la o vecină să-i cer o poală de fân. Păi n-am vecine fân de dat, ca să vă rătea rugat, ai vecine să cosim. Că știi iarna ce pățim, mă, tot cu ștreangul după fân, mă, tate, mă. Păi la poală de codru verde, mititel focșor se vede,
A, nu știu-i focu-i potolit, au de haidu ciocolit. A, nu știu, 10 ori 12, cum mai frige de un berbece și nu-l frige cum se frige, ci-l întoarce în hârlige și-l bate cu saramură să aibă gust la băutură, bă, tată, bă! Și acum, draga Olteanu Matei, va susține momentul serii. De ce spun asta, doamnelor și domnilor? Pentru că a zis așa, doamna draga, draga mea, dacă scap de proba asta, pot să mai trăiesc. Așa e, doamna așa draga. Am zis. Așa am bun. Zis. Vor fi alături de domnia sa pentru proba de joc popular, membrii ansamblului Floricică de la Munte. Iată că de acum puteți trăi. Ați scăpat de proba asta. Da. Mulțumesc. Mulțumim frumos. Domnule, de când n-ați mai jucat, ca să zic? Eu? Da. Obișnuiți să jucați? De foarte, sigur. Mi-a plăcut în tinerețe să joc, dar de mulți ani n-am mai dansat. Am înțeles. Foarte se întâmplă, iată, acum la o dată în viață și mulțumim frumos pentru acest moment. În clipele următoare avem din nou musafiri. Floarea și Gheorghe s-au tot sporovăit, au tot vorbit, au cântat, s-au certat. Nu mai știu ce s-a întâmplat pe la ei. Aflați dumneavoastră acum. Floareu, unde ești? Floareu, ce faci? Floareu, ce faci, fă? Adu și mie să mă spăl. Hai să mănânc, că sunt rupt de oboseală. Du-te și ia-ți, că și eu sunt mai obosită ca tine. Cum ești, fă, tu mai obosită ca mine? Că eu azi dimineață până acum a cosit miriștea aia din deal. De-abia mă țin șalele. Tu ai stat pe lângă casă și n-ai făcut nimic. Cum ești tu mai obosită? Și lângă casă? Nu e treabă? Sau ce? Ba da, e treabă, Floare, e treabă pe lângă casă, dar tu n-ai făcut nimic. Că am intrat în curte și m-am întâlnit cu Matilda, cu scroafa. Și avea privirea aia hămesită. Izabela Capra behăia de foame. Iar de Cecilia ce să mai zic? Atât auzeam. Chiță e toată de foame, Floaru, cu mine în frunte. Și tu ce faci? Ce e, rodicuța, mamă? Nu mai cotcodăci, că ne dă să mâncăm acum la toți. Uși! Tu ce vrei, mă? Tiberiu, nu mai lătra ceai de la Tiberiu. Lasă-mă în pace, Tiberiu! Ba să vă duce să vă luați singuri. Că sunt obosită, ți-am zis. Azi toată ziua am cules roșiile.
Nici n-am avut timp să gătesc. Și ce te bucuri, fă? Ce te bucuri? De ce te bucuri? Ăsta e motiv de bucurie că am venit și eu acasă și nu mai pot nimic să mănânc? Ha? Pune mâna a doua bucată de brânză, pune pe masă și pune și niște roșii lângă ea, ai dacă tot zici că l-ai cules. Păi nebunii, cum să-ți dau roșii? Păi mai îmi trebuie, că și așa anul ăsta nu au fost așa multe. Dacă sunt vreo 10 chile, dar ce zic eu 10? Cred că sunt 8. Fă, nu mai cânta, auzi, parcă-mi faci în ciudă. Ce ai de cânti? Cum adică n-am voie să mănânc roșii, că trebuie ție? Pentru ce-ți trebuie roșiile? Aoleo, mă duc mâine la București în piață să le vând. Cum fă să vinzi? Să vinzi roșiile din grădină? Da. Păi nebunit, păi ce vânzare faci tu cu 8 kg de roșii? Te-ai căpiat? 8 kg de roșii vin unul, două persoane și ți-l-au luat imediat. Fac vânzare, Gheorghe, că pun limită. Nu dau decât o roșie la fiecare client. Lasă să roage de mine cât s-o ruga. Nu insistați că nu vă dau. Nu insistați că nu vă dau. Nu. Potolește-te odată, că mai potolește-te. Păi tu vrei să vinzi roșiile la bucată, fă? Adică tu ce vinzi, roșii ca pe pepeni? Da, exact. Și nu plec de acolo până nu le termin. În câteva zile mă întorc. Gheorghe, în câteva zile mă întorc. Până, da, întâi să le văd pe toate. Doamne, doamne, de ce mi-ai dat de luda asta, doamne, ca căpia de tot? Păi, fai nebunit, tu te duci să vinzi 8 kg de roșii în câteva zile? Păi ce e, droguri? Doi, te-ai prostit de tot, Floră! Nu m-am prostit, sunt în toate mințile. Dar dacă nici de data asta nu mă lansez, să mă scuip în față! Floră, dacă mai lălăi, te iau de ciuful ăla din cap și te trimit la tact-o în bătătură. Ia vezi! Păi nu ți-e rușine? Vin acasă să mănânc și eu, că vin să rup. Nu mă vezi că mă țin pe picioare? Și tu nu masă pusă, nu tu treabă făcută și lălăi. Ce ai? Ce-mi faci în sâc? Dar nu-ți fac în sâc. Fă, potolește-te că te pleznesc, să știi. Te pleznesc dacă mai cânti o singură dată, ai înțeles? Fii atent că-s pregătit. Dar nu-ți fac în ciudă. Nu-ți fac în ciudă. Dar mă antrenez și eu pentru mâine. Mă, Gheorghe, mi-am făcut planul de marketing și de data asta vreau să mă lansez. Să știi că mâine seară... Așa? O să mă... Mă, Gheorghe, mâine seară mă dă la știri. În direct. Înțelegi? Sigur mă dă. Și o să-ți fac cu mâna. Uh-huh. Mie să-mi spui acum ce planuri ți-ai făcut tu, că mi-e frică de ceva, că mâine ne dă pe amândoi la știrile de la ora 5. Fii atentă ce spun. Hai că-ți spun. Păi zi! Da, te rog să nu te înfierbânți așa! Nu, da! Vorbesc la pereți? Nu, da, hai că zic, mă, Gheorghe, dar zi. Tot din cauza ta, mă sfurui toată noaptea, Gheorghe. M-am dus și eu la televizor. Ca orice vedetă necunoscută încă, să mă uit și eu la televizor să văd, poate-mi vine și mie vreo idee, cum să mă lansez. Așa, și era o emisiune cu Costel Busuioc. Costel Busuioc. Ăla cu faianța? Ăla, știi tu, ăla care punea faianță. E, și acum e cântăresc de operă în străinătate. Ia uzi. Da, pe el l-a auzit când punea faianță și cânta, pe mine o să mă auză când vând roșii. Că știi ce fac, Gheorghe? Vând câte o roșie, dar vând roșia la bucată, înțelegi? Și o să se adune toți în jurul meu și o să se mire că de roșiile alea. Ia să vedem ce e cu roșiile alea, că o să dau 50 de lei roșia, înțelegi? Da, pe bucată. Da, pe bucată. Și îți spun, Gheorghe, că la prețul ăsta sigur o să mă vezi mâine la știri. La sată. Da. Zău? Da. Fă, Floreu, știi care e părerea mea? Fă, tu, eu cred că ești genială rău de tot. Că altfel nu se explică de ce ești așa de proastă. Fă, Floră, adică tu vrei să-mi spui mie că te duci la piață să vinzi roșii cântând operă? Asta vrei să faci? Gheorghe, păi din operă câștigi mai bine că te lansezi direct în Spania. Bine, fă, și dacă nu-ți cumpără nimeni roșiile? Nu vine nimeni să ți le ia, că și așa le dai și scumpe și sunt și verzi. Ce faci? Cum te lansezi? A? Păi... O să cânt de urât, că n-am clienți, și o să cânt așa de frumos, că o să vezi, mă, Gheorghe, că mă lansează, mă. Hai, mă, nu mai fi așa. Bine, fă, bine, fii atentă ce facem. Așa. Facem probă.
Să zicem că eu vin la piață, nu te cunosc, nu mă cunoști, nu știu cine ești. Și vin eu la piață ca și client, să cumpăr roșii de la tine, da? Hai, stai aici. Hai. Ești la tarabă, vinzi. Da. Și vin eu. Hai, vin. Să rămână mamaie. Cât dai kilo de roșii? 50 de lei bucata. Nu vând la kil, nu vând la kil. Nu vând la kil. Nu vinzi la kil. 50 de lei bucata. Atât de scumpe. Și șase nici de gogonele nu e bune. Verziturile astea. Gogonele. Gogonele. Mă lăsași dracu ca la cinema. Vezi! Vezi! Fă, Floară! Păi ăia n-au văzut cântăreață de operă să vândă roșii în piață de când mama i-a făcut pe ei. Doamne, maică, pre! Fii atentă! Hai să încercăm și altfel. Fii atentă! Eu, tot așa, nu te cunosc, nu mă cunoști, nu știu cine ești. Eu trec prin piață. Nu vin să cumpăr roșii de la tine, doar trec prin piață. Să vedem ce faci, da? Da. Probă, fii atentă! Mai treci, nică, și tu de-alul, și vino și la lui cu calul. Mai treci, nică, și tu de-alul. Nu mai trec, stai, numai că nu mai trec, lasă. Nu te mai chinui, fă, lasă. Auzi? Ești lansată, sigur, Floară? Tu nu mai vii acasă nelansată, spun eu. Păi, fă, cum o să vinzi tu roșii când în doperă? Ăia n-au mai văzut bucureștenii neam de neamul lor. Auzi, fă, Floară? Știi ce mă gândesc? Tu acolo, pe unde te duci, în Spania? Nu o să ți se facă și ție doar de mine. Nu o să te doară inima că nu mă mai vezi. Aha. Floară! Bă, bine mă, Gheorghe. Tu credeai că mă duc în Spania? Că plec în Spania fără tine? Hm? Păi și eu ce fac, fă? Eu unde mă culc? În Spania, pe dreapta? Și eu ce mănânc? Nu trebuie să mănânc și eu? Mă, Gheorghe, ce prost ești. La cât o să fiu eu de cunoscută? Crezi că nu o să rezolv cât e Spania aia de mare să culegi și tu niște căpșuni, să ai bani de buzunar? Ce să fac, fă, să culeg căpșuni? Da. Să mă cocoșesc de tot? Ce-ai nebunit? Da. Păi dacă tot te duci vedet așa mare, cum nu ți-ajungi nici cu prăjina la nas, mie să-mi găsești de cosit. Că eu căpșuni nu culeg, ai înțeles? Eu numai la cosit. Păi cum dau eu cu coasa de cadlanurile în fața mea? Mai omor și cât un șarpe? Ai auzit? Hai! Numai la cosit! Stai! Numai la cosit! Ce să fac, ce să fac? O să-i găsesc de cosit. Pasiunea lui e coasa și acum apuc de gătit. O să-i fac și o ciorbiță, o ciorbiță de ștevie. Pasiunea lui e coasa, dar și ștevia tot la fel. Și Gheorghe! Dragi prieteni, mulțumim încă o dată actorilor Maria Buză, Marius Rizea și doamna Lia Burnar pentru acest text. Iar acum, dragi prieteni,
Vom trece la runda care include probele practice pentru invitații noștri. Și am să încep cu Ileana Stana Ionescu. Este o rundă, dragi invitați, extrem de așteptată. Este, dacă vreți, cea mai spectaculoasă din cadrul emisiunii noastre. Și am pregătit pentru Ileana Stana Ionescu o ladă de zestre. Pentru asta însă, înainte de a vedea despre ce e vorba, trebuie să vă leg la ochi, doamna Ileana. Să nu o deschideți, da? Așa, așezați acolo pe masă. Haideți să mergem împreună. Așa, o să te rog să rămâi un pic și să mă ajut să o legăm pe doamna Ileana. Stai, 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 nu pleca. Așa, ține-te microfon. Da. Bun. Avem aici, în lada de zestre, doamna Ileana, câteva obiecte. Pe care, obiecte tradiționale. Da. Așa, eu am să vă ajut. Doamne, ați împuiat-o. Aia e invers. Stai, uite, o să fac eu așa. Stai, 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 stai. Poate mai bine să avem ceva înăuntru. Ia, haideți pe partea asta, eu o să vă conduc. Așa. Aici. Și o să vă rog să alegeți noastră din ladă un obiect. Ce găsiți noastră pe acolo? Ia să vedem. Ce a găsit doamna Ileana în... O pălărie. Lada de zest. Așa, e o pălărie. Ce ne mai puteți spune despre ea, așa, după pipăie? Este o pălărie cu... Cam din ce zonă ați putea să ne spuneți? Cred că e ardelenească. După ce vă dați seama? După... cum să spun, panglica asta care e din mărgeluțe sau din așa, ce? Așa, da, mărgeluțe. Mărgeluțe. Așa, mai exact din Ardeal, dacă vă întrebați, știi? Nu. Nu. Chiar așa nu. Chiar așa nu. Dom'le, dar știut? Este da. Într-adevăr o pălărie ardelenească. Am să vă desfac la ui ca să o și vedeți. Iată. Oh, dar ce frumoasă. Este e. Din zona Năsăudului, zona Bistriței. Și sper din toată inima să le facă plăcere bistrițenilor, că iată, Ileana Stana Ionescu a reușit, după pipăit, să ne spună exact de unde e. Mai aveam noi ceva obiecte aici, dar vă cruți. E suficient? Da, e suficient pentru proba asta? Mulțumim, Ileana Stana Mulțumesc. Ionescu! Dumitru Rucăreanu! Mă mâncați ar sufletul, mă uitam acum vă câteva zile așa la... televizor și văzai acolo aproape pe toate posturile, ci că alcoolul dăunează grav sănătății. Grav. Păi dacă e grav, e grav, ce să mai? Dacă e grav, e grav. Ce-ar fi să mă las eu de băutură, mă, frățioare? Păi cum să mă las? Păi ce să... Cu voință, cu ambiție, trebuie să fii hotărât. Hotărât, ce? De asta e, băi, fratele meu. Că doctorul spune că ai voie la un pahar de vin la fiecare masă. Păi asta e. Vând dormitorul și bag 10 mese în casă. La fiecare masă câte un pahar de vin. Da. Și pe ce dorm? Păi pe ce... Păi cum pe ce dorm? Păi e vorba aia. Nu se spune că somnul după masă e sănătos. Cum să mă las eu, mă, de băutură? Păi trebuie voință, altfel nu se poate, sigur. Se... E păcat. Dar de ce păcat? Că nevastă mea trăiește și nu bea. Dar cum trăiește? Lângă mine. Păi ce-ar fi să se apuce și ea de băutură, să ne lăsăm amândoi, că așa, singur, mi-e cam greu. Da, să mă las. Da, poate mă întâlnesc cu câte un prieten mai îndă la câte ceva și scar. Prieteni. Are dreptate nevastă mea. Niște bețivi. Băi, m-a stricat pe mine că... Eu eram ca o floare. N-am pus băutură alcoolică în gură până la... 10 ani. Cum să mă las eu de băutură? Dar ia să încerc eu de bea un șpriț. Ce o să fie? O șpriță acum de... Un șpriț. Da, dar nu acum, nu acum, că acum e ziua, mai încolo, când s-o întuneca. Când s-o întuneca. Cât mai e până s-o întunecă? 10 ore, 10 ore. Păi trag jaluzelele. Cum să mă las eu de băutură? Nu, îl arunc, ce să mai discutăm? Trebuie să fii hotărât. Îl arunc. Da, unde să-l arunc? În ciuvetă. Și dacă se înfundă chiveta, ce mă fac? Nu, 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 trebuie să-l ascunzi undeva, unde să nu mai dau de el deloc, unde, unde,
Așa să-l ascund, eu să nu să-l ascund, dar să ții dușmanul în casă nu e bine. Trebuie să-l găsesc un loc unde să nu mai dau de el niciodată. Ah, știu unde. În mine, îl beau. Acum că m-am lăsat de băutură, mă mai liniști. Dar ușor n-a fost. Ușor n-a fost. Trebuie să fii hotărât, să ai ambiție, să ai... Ce să mai... Să fii hotărât, v-am arătat. Dacă ești hotărât, ești hotărât. Ce să mai discutăm? Hotărât să fii, că altfel nu rezolv nimic. Dumitru Rucăreanu, o probă artistică a ales domnia sa pentru această întâlnire. Iar acum, draga Olteanu Matei, am aici două plicuri. Înăuntru veți găsi două proverbe românești pe care ar trebui să le recunoască cei de aici din public și cei de acasă după gesturile dumneavoastră. Așadar, îl citiți și încercați să-i convingeți să vedem dacă cei de aici vor recunoaște ce proverb avem. Să vedem. Hai să încercăm. Dați-mi mie pe ăsta. Așa. E greu? Vai de mine. E greu? Așa, hai să vă conduc aici în mai aproape de public, să zicem. Așa, doamna dragă are un proverb, să știți că nu este foarte greu, e bine cunoscut de dumneavoastră, dar hai să vedem, încercați să-i convingeți din gesturile. Cum? Stai, să vin aici la public. Alergă după doi iepuri, nu prinde niciun. Ăsta e, domne, bravo, dragă Olteanu Matei. Și mai am unul, nu vă las. Și în plicul verde mai aveți un proverb. Așa, ce scrie acolo? E, aici e un pic mai greu să zicem așa pentru... Dar cred că pentru dumneavoastră nu o să fie chiar așa. Ia, gândiți-vă. Aici sunt mai multe lucruri de făcut. Așa. Dar aș vrea să le comprim și să fac... Da. Hai să zicem. Să încercăm. Da. Deci priviți cu atenție. Ia, deci ce a făcut până acum? A dat o oală, a pus apă în oală și o pune la fier pe aragaz. Și ce a pus? Ce a pus în oală? Apă. Apă, altceva. Sare. Așa, sare, așa. Iată. E, iată, un pui, hai că ne apropiem, așa, altceva. Ia să vedem ce mai face. Deci a pus-o. Deci până aici am aprins focul. Am aprins focul. Cum? Stai. Trână face cerba bună. Dom'le, tânărul nostru a știut, dom'le! Găina bătută face zeama bună. Câte ani ai, dragi? 19. 19 ani și iată că se știu proverbele românești, domnule. A fost de draga Olteanu Matei. Iar acum, doamnelor și domnilor, înainte însă de a ne despărți, înainte de a realiza încheierea, aș vrea să vă spun că dacă echipa odată în viață s-a constituit astăzi în chip de juriu, nu puteam să hotărâm altfel decât așa. Doamnelor și domnilor, toți cei trei invitați de astăzi sunt câștigătorii ediției care încheie acest sezon. Ileana Stana Ionescu, Dumitru Rucăreanu, draga Olteanu Matei. Avem aici cele trei invitate care vă aduc cadouri din partea noastră. Mulțumim din suflet și eu sunt aceeași Iuliana Tudor care vă dă întâlnire vineri seara pe TVR1 la Odată în Viață, dar din toamnă. Ne luăm o vacanță, iar acum am să-i chem aici, vă rog, pe cei trei invitați și vom realiza finalul împreună. La mulți ani! Pentru toată lumea, la final de sezon!